Gardoș a acceptat că a avut cel mai bun sezon din carieră, iar titlul cucerit e al patrulea trofeu al său în cei 4 ani petrecuți până acum la Steaua. Gardoș recunoaște că la suflet a rămas victoria din finala cupei după succesul împotriva lui Dinamo de acum 2 ani. A fost o victorie specială, am câștigat cupa și nu oricum, ci împotriva lui Dinamo a punctat fundașul crescut la Someșul Satu Mare. Legat de posibilitatea de a părăsi Steaua în această vară, Gardoș recunoaște că a aflat de ofertele venite pentru el, dar deocamdată nu poate spune mare lucru. Am avut chiar acum cu dânsul o discuție pe tema asta, mi-a spus că dacă va veni oferta, va da drumul, n-am discutat de o sumă concretă, vom vedea probabil Tu ești acum la Cristi Chivu, el ți-e impresar, nu? Sau italianul? Nu mi-e impresar. Cristi, în primul rând, nu e impresar. Am avut într-adevăr o discuție și cu el. În momentul în care frații pe Cali au fost arestați, normal, contractele au fost anulate. Și, normal, e o decizie importantă, că mai ales în perioada în care m-am făcut eu, contează mult de cine să fie și vreau să iau cea mai bună decizie. Din păcate, Gardoș va avea o vacanță extrem de scurtă și nu știe dacă va apuca să vină acasă la Satu Mare în această perioadă. Noroc că am fost acasă de Paști, că familia a fost alături de mine la Cluj și după meciul cu U am sărbătorit titlul împreună. Sora mea vine destul de des la București, așa că mai trece dorul de casă. Nu știu dacă și noi steliștii vom merge la Națională, știu doar că reunirea e pe 13 iunie, așa că vacanța ar putea fi de doar 9-10 zile. Asta e viața, a mai declarat proaspătul campion al României, care luni și-a revăzut patronul pe Gigi Becali. Mă bucur că l-am văzut optimist și cred că i-a făcut plăcere să se întâlnească cu noi. Aviatorul bun și asta ne dă încredere. A amintit Gardoș, care la finalul interviului le-a mulțumit sătmenerilor care au fost alături și în momentele mai grele și au trimis mesaje de încurajare sau apoi de felicitare.